Momente cumplite în această dimineață în Arad, acolo unde un bărbat de 50 de ani a căzut între vagoanele unui tramvai imediat după ce a coborât din garnitură. Omul s-a dezechilibrat în momentul în care tramvaiul s-a pus în mișcare. Un echipaj de descarcerare a ajuns la fața locului și l-a scos pe bărbat de sub tramvai. Acesta a suferit răni grave și a fost transportat de urgență la spital. Incidentul a avut loc într-o zonă circulată din centrul Aradului. Mai mulți oameni au văzut cum bărbatul se clătina când a coborât din tramvai. S-a dezechilibrat și a căzut între vagoane sub privirile disperate ale oamenilor. Omul venit din spate, tot așa venea. S-a dezechilibrat, s-a picat între vagoane și a prins asta să treacă peste el tramvaiul. I-am făcut să-l abatman și l-a oprit. Vatmanul a auzit țipetele și din fericire nu luase viteză, așa că a putut opri tramvaiul înainte să se întâmple o tragedie. Respectiv a urcat în Aradul nou la capăt, am văzut că era beat, cel puțin după cum se mișca. Opa. M-am fost atent să văd unde coboră, aici a coborât, am închis ușile, am dat să plec și pe urmă, când m-am oprit, l-am văzut că a căzut între vagoane, pe grilajul dintre vagoane. Am oprit tramvaiul, mă rog, n-a ajuns chiar sub plotă, a ajuns la jumătate de metru fața roții. La fața locului au ajuns un echipaj de descarcerare, dar și o ambulanță care a preluat imediat pacientul. A intervenit detașamentul de pompieri Arad cu descarcerarea ușoară și smurting cu medic și asistent de la UPU. Persoana a fost scoasă de sub tramvai conștientă, predată echipajului de prim ajutor. Bărbatul a suferit răni serioase în cădere, dar starea lui este stabilă.